Te faci Mariuț. Nimic, discutam și aici pe marginea subiectului vostru. Ce? Despre? De treaba cu chestiile astea, cu glume între fete și între băieți care sunt în cuplu. Eu asta le-am zis, băi, eu am evitat, chiar dacă îmi permit să fac glume cu voi, am evitat atingeri, schimb de priviri, pentru că nu am vrut niciodată să fiu interpretat greșit. Altceva. E fix, bă, așa sunt eu, așa am vrut să fiu. Și de asta cred că niciodată n-a putut nicio fată să vină să spună decât sunt cu Andreea, bă, ăla s-a uitat vreodată la mine, exact. Sau l-am simțit că nu știu ce. Da, Diana, nu crezi că poți, adică chiar eu nu știu ce e spate. Nu zic că Filip a făcut, eu am zis, bă, am evitat orice fel de, și cu voi care sunteți prieteni apropiate ale Andrei, nu am vrut. Nu. Da. Diana, ai zis că te-o atins sau ce? Nu, stai că nu înțelegeți greșit, nu, m-a referit că nu înțeleg de ce Filip o duce în punctul ăsta, gen, el mereu mă atacă când eu spun ceva. Bă, bun, ok, știu, am vorbit, ne-am pupat de câteva ori, dar stai așa un pic, că nu înțeleg de ce mă ataci cu asta și printre ălea erai și tu. N-am spus-o că nu știu ce făceai tu, am zis. Păi, cum vorbeai? Stai un pic, scuze. Stai un pic ca să spun de pe care Filip a explicat acum. Da? A spus că tu i-ai zis o dată afară, nu știu când, ce zi, acum câteva zile, că gen i-ai apropiat sau i-ai ajutat pe Gabi să se apropie de Ramona sau invers. No. Și gen, acum i-o întorci. Nu. Asta i-am zis-o azi afară, i-am zis, dar de ce, de ce îl combin pe Gabi cu Ramona? Ah, ok. Și am râs și el zice, și eu zic, vrei să o întorci și eu, dar el zice că ce să-mi faci? Dar zic eu, păi stai că vorbesc numai de femei acum la Berna. Am zis-o la glumă, nici de cum, nu i-am făcut-o. Și după aia, în fine, eram eu cu mâna pe telefon și el m-a apăsat pe telefon și după aia, gen, ne-am jucat așa. Da, mă, dar voi, nu știu, eu când mă uit la voi, eu am zis tot timpul. Ok, dacă vine de la Ligi, da, nu am nimic de zis. Dacă vine la tine, eu vă văd ca niște prieteni, ca niște de gen cum ați fi niște veri, nu știu cum să zic. Bun, și eu acum, adică eu acum stăteam și mă întrebam, nu înțeleg de ce Filip reacționează așa și el mereu încearcă să o atace, să mă atace. E ca și cum aș fi fost eu femeia din viața lui, Diana. Pentru că nu-i place să mi se țină. Ce relație am avut noi doi sau nu știu ce relație de lungă durată am avut noi doi și ca și cum eu aș fi fost o femeie. Pentru că oricine mă susține pe mine, pe Filip îl deranjează. Nu înțeleg de ce mă atacă așa. El o face de rușine de fiecare dată când am ocazia. De fiecare dată mă faci de rușine. O face din rușine mereu, Filip, pe Diana și se bagă. Zic eu, adică nu, părerea mea, nu. De ce se bagă? Dacă ea nu mă bag și este, nu înțeleg. Îți pare rău de Iancu? În momentul ăsta. Da. Pe bune? N-am întâmplat rău că nu am cunoscut mai mult să... Pe bune? Pentru că la ce-a făcut în ultimul timp? Nu știu ce-a făcut prea multe în ultimul timp. Păi știu că se despărți de Denis, atât așa. Nu, așa la altul, era cu altă fată, era cu fata cealaltă și după aia s-o despărți de ea. Ba! Ce te zic? Serios. Era poze cu mașina lui, nu știu ce, la casă, la fata aia, acasă. Am făcut nu știu ce piesă împreună, habar nu. La ea acasă. Chiar ați văzut în postare că în fiecare seară e mașina la ea. Fata. Da? În fiecare seară sunt ce la ea sau nu știu ce. Vivian, tu vrei să zici că el are așteptări din partea ei. Bravo. Știi? Eu nu trebuie să țin cu tine, Livian, dacă tu ești greșit într-o chestie. Eu nu trebuie să țin cu tine. Eu n-am zis. Numai că noi doi suntem de la Cluj. Ligi, eu n-am zis chestia asta și eu știu. Nu am zis chestia asta. Dar poate el are pretenția asta. Știi? Sau și dacă nu are, nu e adevărul. Și dacă nu e adevărul, nu e adevărul ăsta ei sau... Păi dacă Diana ar știa adevărul, știi? Să aștepte el. Ok, dar dacă Diana ar știa, eu nu cred că Diana se înțelege mai bine cu el decât se înțelege cu mine. Și dacă Diana simte că undeva am dreptate și nu vrea să confirme, mai departe dreptate. Să țină cu el, atunci să stea șatrala. O zis Diana, nu știu de ce Filip le ia așa personal. Și am zis, după părerea mea, le ia personal, fiindcă vă știți de afară. Păi și eu puteam la fel să le iau de personal și el. Până la urma urmei, numai el cu Berna a făcut glume cu Gabi și cu Ramona. Îți dai seama că te mai deranjează. Te deranjează, da, chiar dacă nu zici nimic. Diana, el de fiecare dată când are ocazia... O face praf. Și el o face pe aproape, exact. Așa că hai să eu nu vedem doar pe Diana. Bă, fratelor, eu n-am zis că... Eu nu sunt parte la Filip sau să-i zic nu știu ce. Nu am zis nimeni asta, n-am zis. Pur și simplu, ți-am răspuns la întrebare, Diana, de ce le ia el personal. Da, de aia se explică varianta ei. Ia te-o înțeles pe tine. Dar nici nu trebuie, că eu știu și varianta ei. Adică eu văd cum e situația. Amândoi se atacă părerea mea. Amândoi. Eu una nu am nimic cu el să zici, bă, că nu-l suport sau nu știu ce, sau că ne-am pupat noi de două, trei ori, acum să mă ierte Dumnezeu. Zici că... Da, cum să zic? Dar voi ați auzit? Mă proastă, înțelegi? Voi ați auzit? Eu aș fost o femeie din viața lui care s-a întâmplat mai multe chestii și ce... Păi și tu ai fost printre ele. Păi da, Filip, știu că am fost printre ele, le-am pupat. Atât-o, dar acum nu trebuie să mă ataci că dacă eu îi dau confirmarea lui Ligi în ceva, în ceea ce s-a întâmplat în casă și îmi dau cu părerea, nu trebuie să mă ataci mereu că
Noi doi nu, ne-am tu ai zis că el a plăcut femei, s-a vorbit și cu femei din noiembrie, sau mă știu. Da, și, păi, păi, dar noi am spus da. Un adevăr, am zis că nu vorbea doar cu Berna, și vorbea cu mai multe femei și el știe exact. Asta. Adică... Nu am zis-o că vorbea cu, că vorbea cu alte femei în timp ce era cu Berna. Era singur, am spus un adevăr, ceea ce eu știam și l-a recunoscut la rândul lui în casă, Livian. Da, dar cum ar veni, cum ar veni, cred că mintea lui e o chestie privată între voi doi, adică tu știi. Ce chestie privată? Tu știi că ai fost afară, cum te zici, eu știu ce femeie are, eu știu cu ce femeie umblat, eu știu, și el o ia ca o chestie privată, adică bă, dacă zici tu, adică tu chiar știi, și ca și cum zici un secret. Bă, ce i-am zis? I-am zis că printre care și el a spus, i-am zis bine, dar nu era doar Berna și mai erau încă Filip, hai te rog că m-am băgat unde nu trebuia, te rog eu din suflet. Că ce? Măi, mi-am dat cu părerea și deja transpir. Iancu, pe partea asta a fost, bă, respectos, nu l-am văzut să-mi jure aici, nu. Mă rog, are și el defecte și așa. Din punctul ăsta de vedere, vorbesc, că numai nu știu dacă așa l-a spus. Ești tânăr, de 21 de ani, are un pic, are un pic de faimă acum. De asta am zis că să nu-ți pară rău, fiindcă e vârstă. La momentul respectiv părea că sunteți ok, dar nu... Crede-mă că dacă... Nu știu, dacă era... Și orice persoană e diferită. Cu o persoană poți să stai, cu o persoană poți să stai. Da, dar tu nu aveai răbdare. Da, nu știu. Nu cred. Erai obișnuită cu dator, cu alt stil. Stilul ăla mă ține neliniștit, da. Dar mă duc că îmi consum ani din viața mea și are adrenalină. Poate că am stat pentru adrenalina aia, știi? Păi da, și aia ți-e îți place, fiindcă tu nu ești așa. Tu nu l-ai cunoscut pe IMM, pe fostul meu IMM. Era genul lui Iancu, crede-mă. Și până și IMM mi-a zis. Îl văd pe Iancu lângă tine niște, cum e de Iancu, îmi place așa, cum se comportă cu tine. Lasă-mă în pace pe ăla, știi? Da, adică era stilul ăla. Eu ți-am zis, am cunoscut un ajador, un băiat liniștit. Un băiat cu minte, un băiat care e în jur, un băiat care are temelii. Baza temeliei Dumnezeu și el asta mi-a arătat. Nu ce am văzut aici în emisiune. Aici în emisiune și ce am cunoscut afară ulterior nu e. Nu-mi doresc așa. Nu, deloc. Știu. Deloc, Bianca. Au fost momente din lunele alea două când noi ne-am cunoscut, cum vorbea el aici. Că știam toate. Voi ce vorbeați în emisiune și faci de aia cu Berna, când era gelasă, nu știu ce. El mi spunea tot, seara așteam, el în toate pauze mă suna, vă vedeam pe cameră, pe la coafor, pe acolo, că mă suna, știi, vorbea cu mine. Și după aia, când am venit în casă și am vorbeam și era mai ieșit și așa mai departe, se dădea de gol cu chestii dinainte. A, când a fost în Germania, a făcut-o. Ce a făcut? A fost în Germania, mi-a altceva. Mm-hmm. Știi? Sau când a fost... Și deja vedea minte, încă o minciună. Încă o minciună. Și atunci ce? Da, n-ai știut cum să pui punct. Da. Da, eu trebuia să-i dau cu ștuful. Dar gândește, Bianca, dacă eu n-am avut înainte multe relații și băieți de ăștia care au băieți care au crescut în biserică. Ce vrei? Da. Nu vreau să fiu ipocrită cum zic, vai, au fost cu minți. Nu, ei mi-i numește la club, bea un bar de vin odată la 5 ani și ce să zic, nu fuma, nu bea, nu nimic. Normal, gândește cum ăla nu... Știi, eu aveam alte principii, credeam că toți băieții sunt la fel. Știi? Și... Ce să zic? Dar nu îmi pare rău, că a fost lecția vieții mele. Dar dacă eu... De ce îmi pare rău pentru Iancu? Că dacă eu făceam pași, nu mai sufeream atât de mult după băiatul ăsta. Nu făceam atât de multe greșeli ca să am după ce regretam. Asta a fost două înțeles. Principalul motiv ăsta a fost. Că îmi pare rău că nu... A, cu nu. Era... Și Iancu n-avea să facă chiar așa. Ori aflam că mă înșela și du-te, tată. Dar niciodată n-avea cum să-l văd că plânge, că mă iubește, că să mă nebunească, să aflu chestii, după aceea să zic că nu, că de fapt tot puteai vezi că îți minciun, că... asta făcea jocurile astea, nu mai înțelegeam nimic. Mă sunt la familia lui, știi? Și de-aia mă întorceam. Că niciodată, în afară, niciodată nu... Nu cred că acceptam. Uite de cum a fost faza asta acum. Am venit aici.
Când eu ți-am zis, stai un pic, Filip, că nu vorbeai doar cu Berna și mai erau încă 20 de femei. Nu am zis-o sub formă de răutate, ți-am spus-o pentru că tu la rândul tău ai venit în casă și toată lumea știa că tu vorbeai cu mai multe femei în perioada aia, înțelegi? Nu e ca și cum aș fi venit aici și aș fi zis, Filip, tu în timp ce erai cu Berna, tu mai vorbeai cu încă 10 femei. Atunci, ok, da, bun, și ți-am zis ceva? Să mă faci nesimțită și să mă atas să-mi faci ceea ce vrei tu. Ce? Dar dacă eu spun... A, acolo. Deci, înțelegi? Uite, de exemplu... Era, deci n-am trebuit să te-ai băgat în subiectul ăsta, adică de ce ai deschis tu să zici subiectul ăsta? Pentru că face parte din concurenții puterea dragostei. Pentru că am dat cu părerea și fac parte pentru că Ligia a venit și mi-a zis mie afară, înțelegi? Eu de-aia am fost băgată în subiectul ăsta, pentru că ea mi-a zis mie de mai multe ori, a zis că uite, se uită la mine și nu știu, și eu am sfătuit. Ok, bun, dar tu nu știi cu cine vorbeam eu în perioada aia și cu cine vorbeam și cu cine stăm să vorbesc. Așa că știi tu că am fost acasă mai vagabond și știi tu că vorbesc cu multe femei? Bine, Filip, e bun, e bun să o gândești așa, dar tu nu știi cu cine vorbeam eu că, prin mesaj, dar cu cine vorbeam în video non-stop. Nu știu cu cine vorbeai tu pe video non-stop, nu știu ce făceai, erau mai multe, nu știu, nu mă interesează, doar că nu înțeleg de ce ai, nu știu, simți nevoia de câte ori prinzi, ocazia, simți să mă ataci. Ca și cum pe că... Nu, pe tu acum ce ai... Ascultă-mă. Asta ce ai zis tu și asta o iau și eu ca considerare de atac. Adică ascultă-mă, cum ai atacat și acum 10 minute mai devreme mi-ai zis că... Da, și tu ai făcut parte din alea. O spui ca și cum... Nu, pe apă, eu am zis că... Chestia... am fost femeia din viața ta, am avut o relație de un an și am fost femeia ta, ne-am... Nu, asta o vezi, tu te-o gândești așa. Eu am zis chestia asta pentru că nu te-ai trezit într-o dată să zici că am avut eu multe femei și nu înțelegi ce ai zis că subiectul ăsta, ce ai zis tu chestiile astea așa dintr-o dată când era altă discuție. Pentru că... Nu. Păi nu mă atrage chestia asta. Adică nu a vrea subiectul de chestii de astea de femei. Tu ai zis că la tine și la Berna era altceva, că tu ai vorbit, că tu vorbeai cu Berna din septembrie. Oare dacă era altă fată în locul Bernei și venea în casă, la fel spuneai? Că sunt aceleași sentimente că tu vorbeai cu fata aia din septembrie. La asta mă refeream, că tu vorbeai cu mai multe fete în timpul ăla când tu vorbeai aici cu Berna. Și tu la rândul tău ai recunoscut. N-am venit să aduc aici o chestie pe care nimeni nu știa și am venit să te atac cu ea. Că aș putea să fac eu în perioada aia vorbeam cu ce mai care mult, nimeni nu le știe. Ce mai mult vorbeam cu Berna și vorbeam cam de 4-5 ori pe zi, vorbeam video. Ai înțeles? Nu știu ce era, nu știu și nici nu mă interesează. Eu spun cum știu că tu vorbeai cu fete și atâta tot. Nu mă interesează cu cine vorbeai mai mult, nu mă interesează de relația ta, nu vreau să mă bag în relația ta, că nici nu mi-ar place ca eu să am o relație în casă să bage cineva intrigent, înțelegi? Eu mi-am dat cu părerea și am spus. E bun și de ce deschizi subiectul de chestia asta? Pentru că vorbeam cu Ligi. Te-ai simțit tu să zici chestia asta că am avut eu acasă nu știu câte... Pentru că tu ai spus-o la un moment dat. Ok, și bun, repede, de ce ai simțit să zici chestia asta? Așa de mult te-ai interesat că am avut eu? Sau că s-a întâmplat chestia? Da, vorbeai cu mai multe fete, tu ai spus-o. Ok, bun, și repet, de ce te-ai simțit tu să zici chestia asta? Pentru că... Mereu zice chestia asta, dar nu înțeleg și ieri la fel. Pentru că tu ai... Mereu. Deci nu există o zi să nu-mi zică de Ana ce fete au avut acasă, ce ai făcut, ce... Da, pentru că vorbeam cu mai multe fete. Erai tu și așa mai departe. Dacă cunoști grupul. Ok, bun. Eu te înțeleg că tu ești preferă cu Ligi, dar nu le-ai situații... Nu o fac. Crede-mă. Nu le-ai situații când te cerți cu Gabi să ai discuție cu Gabi, eu nu mă bag. Are dreptate, eu nu-i dau dreptate. Crede-mă că nu mă interesează că și m-a certat și cu ea aici acum 2 săptămâni. Unde Ligi nu are dreptate pe mine, nu mă interesează că e Andreea, că e Ligi. Da, dar mereu spui, da, Filip a avut bombe. Și faza cu Marius cu Andreea cum a fost, când Andreea nu a avut dreptate, poate că nu eu zic aici, dar poate că eu zic în spate. Zic, bă, Andreea, nu ai dreptate în unele chestii. Crede-mă că nu fac să îi dau dreptate ca să îi dau dreptate că e Ligi și că sunt apropiată eu de ea. Nu, unde greșește, îi spun, crede-mă. Dar n-are, nu-i nevoie să-mi dea dreptate, stați liniștiți. Nu am vrut să fac să-i dau dreptate. Era discuția că și atunci când erai cu Berna, atunci când erai cu Ligi, la fel te uitai la Berna și de aici a pornit discuția, înțelegi? De acolo a plecat toată discuția. Și noi am intrat în subiect, nu m-am trezit eu așa, stai un pic, că Filip vorbea cu alte fete când era cu Berna și nu știu ce. Nu, de acolo s-a degenerat discuția și am început să vorbim. Niciodată. Dar nu înțeleg de ce. Timp de aproape 4 atacuri și nu mi se pare. Timp de aproape 4 luni de zile că sunt casa asta, n-am făcut provocări cu nimeni, n-am avut gesturi cu nimeni, n-am avut absolut nimic cu nimeni. Dar nu dacă asta arată că nu simți. Cred că niciodată în casa asta nu s-a auzit ceva de mine. Tocmai când ești pus între fete tresareți, nu. Dacă stai izolat în mănăstire, mereu o să fii un sfânt. Trebuie să stai între oameni să vedem dacă ești sfânt. Stai tu liniștită. Eu știu că am respectat iubita și o respect în continuare și n-am eu de ce să fac. Eu sunt foarte liniștită, crede-mă. Eu n-am nimic de pierdut și nici de câștigat. Situația cu Ramon și Carl. Deci eu n-am de ce să nu l-am treabă. De ce insistați voi atât de mult? Foarte insistat ea. Înțelegi? Dar la vârsta ta e normal să-ți umble ochii. Asta discutam noi. Da, omule, da, la vârsta ta e normal. Cred că tu te-ai uitat la mine, nu e la tine. Să-mi dea el un mesaj și toată lumea să mă asocieze cu el.
De ce? Nu poate că chiar vorbești proști. Dar vorbește Crăbius, dar nu mă interesează. De ce să bagi cum vorbești despre alții, spune multe despre tine, așa că poți să vorbești cum vrei tu, nu mă interesează. Tu vorbești ceva, vorbești despre tine. Chiar nu mă interesează, poți să aberezi aici, am văzut că tu ai darul să minți. Eu știu că... Eu o să mint? Da. Cred că între noi doi, cred că nu știm care minte. Și nu-și asumă unele chestii. Domnișorul. Așa că... Domnișorul cu roșu. Stai liniștit. Liniștită, stai acolo, banca ta. Nu ești liniștit, vezi că cauți dialoguri aiurea. Așa că Filip nu mai m-a ataca. Păi nici tu mai descrie subiectele astea, e simplu. Și faza care ți-am zis-o afară, ți-am zis-o la glume, am zis că de ce încerc să o asociez pe Ramona cu Gabi, da. Normal, o spun și aici în casă și Ramona știe că am vorbit cu ea chestia asta. Mi se părea că mai mult îi asociați voi decât ei doi. Dacă ei vreau, prin dacă ce? Ei doi ceva, și dacă ei doi vreau exact ceva, la fel pe Filip cu femeile alea. De asta e așa, se pare că luna pe de zile de două, îmi zici în continuu. Se pare că luna pe Gabi de mână și ai de Gabi să nu, da, mereu, pupo, bă, nu știu ce, de ce să mă simt asta eu. Asta e Caterinca, e Caterinca. Caterinca, da, Caterinca, dar și ce crezi că Gabi se azi după mine și că s-o pupe pe Ramona? Eu la fel o spun de acum, așa a zis pe legii. Foi, așa a zis toată lumea, ca să zici și Mariu și Lilian, toată lumea din chestia asta în casă, n-a fost singurul băiat. Te-ai gândit dacă ei nu cumva fac lucrurile astea ca tu să ajungi să ai o ceartă cu Diana? Nu, cu Ramona. Da, probabil că da, dar sunt prea inteligentă și da, să știi că m-am dus cap acolo să stai eu să te cerți cu Ramona, parcă mă interesează pe mine. Păi ați mai... Da. Dacă eram fată și eram cu grupul vostru, puteam să bag. Dacă se pune Ramona, ce face Ramona? Să treziți așa niște instincte de-astea agresive între ele. Ce vrem? Exact, pentru un băiat. Niciodată în viață. Eu nu zic ce faci tu, Ramona, spun cum văd eu din exterior. Asta nu se va întâmpla. Mi s-a părut... Așa, ar trebui să te iei și de Mariu și de Liviana, că sunt așa, că și e fac Caterinca la asta. Acum, ce zici mie chestiile astea, pe și de ei, de ce nu zici? Nu, mi se pare că tu ai insistat în ultima vreme. Eu am insistat din toată ziua. Până, până că să nu fost... vină Gabi ieri aici să zică eu că crede-mă. A făcut unele lucruri. Eu crede-mă, la capitolul ăsta, ai crede că nu m-am băgat cam deloc la capitolul ăsta. Da, mie asta mi s-a părut, părerea mea. Și pot să-mi dau părerea. Până când Gabi nu a ieșit aici să spună că sunt unele chestii care nu poate să le zică și că a făcut așa și așa și nu a spus aici, voi insistați voi mai mult. Pe subiectul ăsta. Dă un exemplu. Săra Caramona nici măcar nu reacționa. E bine că s-a lămurit situația. Da, eu chiar mă despre mine și despre Ramona să mai vorbiți. Da. Cel mai bine. Bravo, Gabriel. E mai ok. Dacă am lămurit lucrul ăsta cu Ramona în spate și am povestit. Exact, am vorbit și eu cu ea și ăsta e cel mai ok. Nu, pe mine mă deranja că s-a asociat mereu și astea am zis, dar nu i-am zis-o cu răutate, i-am zis afară. Filip, de ce încerci să-l asociezi pe Gabi cu Ramona? Și el a zis, da, de ce? Nu știu ce. Dar zic că, păi da, vrei să-ți fac și ție la fel cu Berna? Pentru că era în așa măsură și... Păi zici, mă, că și pe mine mă deranjează, că și el zice, da, ca să fiu să-l dai Gabi. Eu am zis în formă de glumă, tu faci în formă de răutate. Voi ați făcut lucrurile astea pentru că Gabriel a recunoscut că vrea să facă pași. De asta, că pentru că eu cu Ramona am vorbit și știa mai multe. Da, e bun. Și după aia, eu când am zis chestiile alea, am zis în formă de glumă. Iar să fac formă de glumă și aceea că fac în formă de răutate. Aia, Diana, acum gata. Dar acum, cum o zis și Ramona și Gabi, acum am încetat când o zis amândoi. Atâta, gata. Dar cât timp știam mai multe chestii, Gabi, nu te supăra, normal că ziceam așa ceva. Da, nu, am zis că nu m-am supărat, poate că o deranjează pe Diana. Eu cu Ramira, adică eu cu Ramona suntem apropiate și vorbim. Dacă ar avea aici un cuplu în casă, l-ar deranja anumit. Era normal să o deranjeze pe Diana și... Da, dar acum amândoi a spus. Mai ales eu eram apropiată. Tu și Ramona a spus, gata, nu, pe aia am zis că dacă... Nu ne mai asociați? Eu cu Ramona am vorbit, am zis unele lucruri ce trebuiau spuse. Uite că a rămas ca și înainte. Păi da, și cum a rămas ca și înainte, prieten. Am încetat, adică nu vă mai... A, și pe mine asta m-a deranjat. Am spus-o și ieri și am spus-o și afară. Și ți-am zis și ți de la nici nu mai zici să mă faci, să mă simt eu prost, că și eu de aia fac. Tu mereu vii cu femeile alea, eu zic atunci de Gabi și de femeile lui. Da. La fel și pe mine cum m-a deranjat. Păi și mie dacă m-aș apuca să zic de femeie, Diana, există un principiu în viață. De ce femeile așteaptă? Auzi, Diana, opriți un pic motorașul, Berna. Da. Am zis, Diana, că există un principiu în viață. Ce ție nu-ți place, altul ea nu-i face. Bine, Bianca, da. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați. Subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.